Binecuvântat să fie Domnul, care a venit întâia dată să ne aducă mântuire și va veni a doua oară să finalizeze acest proces binecuvântat. Fie ca toți care ne reamintim prin acest cuvânt de revenirea Lui să avem parte în mod favorabil de ea. Să citim cuvântul scris în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, de la versetul 35 la 48. Vă reamintesc faptul că sunt cuvinte rostite de gura scumpului nostru învățător și mântuitor, Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Tatăl care L-a trimis și binecuvântat să fie Fiul care a venit și va veni. Și ascultând aceste cuvinte, să ne pregătim și potrivit cu titlul care l-am ales, ziua așteptată sau ziua neașteptată, să-L așteptăm cu adevărat. Dar să citim mai întâi textul scris. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Fericii de robii aceia pe care stăpânul va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinci și îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, fericii de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni soțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnic, credincios și înțelept, pe care îl va pune stăpână său peste slujile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Fericit de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe sluși pe slușnice, să mănânce, să bea, să îmbete, stăpânul robului acela va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucru încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice și lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, i se va cere mult și cui s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Amin. Așadar, ziua revenirii Domnului va fi ziua așteptată sau ziua neașteptată. Să privim în textul acesta și nu numai în textele paralele, complementare din Evanghelii, pentru a surprinde doar aceste două ipostaze. Dar în primul rând să ne uităm la câteva noțiuni generale despre ziua revenirii Domnului. Așa cum reiese din textul acesta. În primul rând, venirea Domnului va fi când nu știm. Versetul 40. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și despre acest aspect mai citim în Evanghelia după Matei, la capitolul 24, unde apare de la versetul 36 despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Și versetul 42, vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Textul nostru ne spune, ca de altfel și cel din Matei de aici, putem citi și 25:13, vegheați dar pentru că nu știți ziua nici ceasul, dacă e vorba de zi, iar dacă e vorba de noapte, cum scrie aici în Luca 12, nu știm straja. Oamenii au făcut multe calcule. Deși textul biblic ne sugera în mod înțelept să nu acceptăm
pe cei ce vin să anticipeze un ora la revenirii Domnului. Dar mai mult, vreau să observăm că nu doar că nu știm, că de știut nu știe nimeni și nu o să știe nimeni, nu o să fim nici pe aproape cu percepția noastră. Recitiți versul 40. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni ceasul în care nu vă gândiți. Deci un ceas în care în mod natural nu ne-am aștepta să survină venirea Domnului. Aceeași Evanghelie după Luca, tot cuvintele Domnului, scrie în capitolul 17, versetul 34, vă spun că noaptea aceea doi îngeri care vor fi în același pat, unul va fi luat, altul lăsat. Două femei vor măcina preună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Că după un fus orar unii vor dormi, pe altă parte a globului alții vor fi la muncă, bărbați într-o parte, poate femeile în alta. Și din toate aceste ipostaze rezultă că cel credincios n-ar fi știut că vine noaptea aceea, poate nu s-ar fi culcat. Sau dacă acea soră, să spunem, care va fi luată de la măcinat, nu se mai ducea să macine. Sau acel bărbat nu s-ar mai fi dus la câmp. Dar nu s-a gândit că vine în ziua aceea. Pentru că evenimentele se vor succeda în mod divers. Rămânem tot în Luca, scrie în capitolul 21, vă citesc de la versetul 25, vor fi semni în soare, în lună și în stele și pe pământ, va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mărului și a valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cele vor fi clătinate. Versetul 28, când vor începe să întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus, înseamnă că suntem încă jos, și să vă ridicați capetele pentru că izbăvirea voastră se apropie. Deci asta ar descrie o vreme stări de groază. Dar în același cuvânt, Domnul spunea, versetul 34, luați seama la voi și vă ca nu cumva să vi se îngreuze inimii cu un buibar de mâncare și băuturi și cu grijură vieții acesteia, astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Deci vor alterna zile de groază cu zile de banchet. Poate într-o țară va fi rău, într-o altă țară va fi mai bine. Perioade și perioade, stări și stări. Și într-un asemenea context, oamenii nu vor putea anticipa cu exactitate, ba chiar va fi atât de surprinzătoare venirea Domnului încât efectiv va fi o surpriză și pentru credincioși, nu doar pentru necredincioși. Sub acest aspect putem spune că viața trebuie să curgă în mod obișnuit, cu bune sau cu rele, cu tristări sau cu bucurii, că nu aici se ascunde secretul pentru ca ziua aceea să fie așteptată sau neașteptată. Textul spune foarte clar că ziua aceea va veni fără veste. Aș vrea să observăm, tot la capitolul noțiuni generale, că venirea Domnului va face ca destinele să nu mai poată fi schimbate. Iată ce citim pentru cei pentru care ziua aceea va fi dorită, fericită. Luca 12, versetul 37. Fericit de robia aceea pe care stăpânii va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va la apropia să le slujească. Va fi ziua în care începem munca în mod obișnuit sau ne culcăm în mod obișnuit și dintr-o dată vor fi întrerupte activitățile acestea pământești, vor fi finalizate toate lucrările din viața asta. Vom începe mergând la moară și nu va mai trebui să coacem pâinea. Vom
Începe ziua mergând la câmp să semănăm și ne vom trezi mai ceva ca la prefacerea apei în vin, direct la masă cu Domnul. Apoi, pentru că nu e vorba numai de o zi sau de o nuntă, e vorba de o eternitate, scrie în Luca 12, versetul 44, adevărat vă spun că îi va pune peste toată avuția sa. Vor fi repartizările acelea eterne pe care le anticipau ucenicii când au zis fiii lui Zebedei să șadă la stânga și la dreapta. Lor li s-au promis scaune de domnie, s-au promis întregi biserici. Sunt promise cetăți. Asta poate în înțelesul nostru. Dar oricum vor fi răsplătiri mari pentru unii mai mari, unii fără răsplată. Dar oricum, în ziua aceea, direcțiile vor fi definitive, hotărârile irevocabile și nu se vor mai putea spori veniturile și nici nu le va mai diminua nimeni și nimic. E foarte important să înțelegem asta. Cât despre ceilalți pentru care ziua aceea va fi nefavorabilă, scrie aici în versetul 46 că va fi tăiat în bucăți acel rob necredincios și apoi în versetele 47 și 48 că în funcție de cunoașterea lui va fi bătut cu lovituri sau cu multe lovituri. Cât de multe? Spunea Domnul că focul nu se stinge și viermele nu moare. Nu știu cum a fi iazul de foc moartea a doua, nici nu... Cred că ne cere Biblia să analizăm noi profund asta. E destul să ne gândim că soarta e pecetluită pe veci, că este o îndepărtare de la fața Domnului. Nu știu cât va fi de mare prăpastia, ca între bogat și Lazar și Chinu, cum va fi, dar va fi o soartă care s-a decis până în ziua aceea, cu niciun chip, nu după ziua aceea. Așadar să recapitulăm. Nimeni nu știe când va veni Domnul. Dar nu numai că nu știe nimeni. Nu se așteaptă nimeni să fie tocmai atunci în sensul că nu se gândesc, ca să păstrez exact termenul biblic. Și totuși, ziua aceea va veni, este prins în orarul Dumnezeu de mult și în ziua aceea se vor schimba toate lucrurile și schimbarea va fi pentru vecii vecilor. Fie în bine, gradual, fie în rău, se pare că tot gradual. În funcție de partea de care am fost și felul în care ne-am făcut partea. Ne-am îndeplinit responsabilitățile. Dar titlul nostru și îndemnul meu în această învățătură trece dincolo de aceste chestiuni pe care le-am amintit doar pentru a avea peisajul necesar pe care vreau să prezint, să așez două noțiuni. Faptul că unii așteaptă ziua aceea și unii nu o așteaptă. Aici este toată diferența. Și dacă veți urmări cu atenție spusele Domnului, veți vedea că și cuvântul acesta face separarea. Unii așteaptă și ceilalți nu așteaptă. Citesc mai întâi versetele care arată asta și apoi încerc în lumina primită să explic.
Versetul 36. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Și respectiv versetul 46. Stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă. Ce trebuie să facem ca să așteptăm? Versetul 35. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Asta înseamnă să fim gata de drum. Versetul 40 este concret și voi, dar fiți gata, așa cum erau evreii gata în noaptea Paștelui. Ce înseamnă să fii gata? Să ai toate lucrurile rezolvate. Să fie efectuat botezul, să te silești să primești botezul cu Duhul Sfânt, să stăruiești în dragostea frățească, să crești spiritual, să-ți îndeplinești îndatoririle, să n-ai cu nimeni nicio problemă nerezolvată. Asta înseamnă că ești gata să mergi la adunare, ești gata să iei cina Domnului, ai libertate. Nu ar mai fi nevoie să mai lămurești ceva cu cineva sau cu tine însuți. Am citit despre un prinț, nu mai știu cum îl chema, care s-a dus în Africa și împreună cu cei ce erau acolo au fost urmăriți și atacați de niște oameni din locul acela și s-au strigat repede să fugim, dar el era atras de ceva peisaj sau de ceva fluturi sau ceva de genul acesta. Și imediat, 5 minute și n-a mai putut fi salvat. Ziua aceea va fi fulgerătoare. De fapt, nu e vorba de o zi întreagă. E vorba de un moment a unei zile, a unui ceas, a unei nopți. Trebuie să știm două aspecte ale așteptării. Versetul 36. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. Pe stăpânul lor. Da? Apostolul Pavel scria patronilor să știe că este un patron mai mare în cer. El folosea în realitatea de atunci expresia stăpân, dar Dumnezeu este de toate, suveran absolut. De fapt, Domnul a spus o pildă despre care Petru a întrebat că e pentru noi sau pentru cei de afară, despre un stăpân și mai mulți robi. Și a spus Domnul și alte pilde despre stăpân și robi. Și în celelalte pilde este același principiu. Să vă citesc, de exemplu, din pilda din aceeași Evanghelie, Luca capitolul 19, este pilda polilor și cel ce nu și-a făcut datoria, iată ce sentința a primit, versetul 22. Rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Apoi, versetul 27, cât despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduce-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Deci noi trebuie să știm că Dumnezeu este stăpân și noțiunea asta de stăpân și în cazul nostru de robi nu este foarte agreată în vremea noastră. Ne-ar conveni mai degrabă un aspect de democrație, de prietenie, spunem noi, ci că în dragoste, da, dar Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a Sfinților și își păstrează autoritatea de stăpân și se va exercita din plin în ziua aceea. Da, există și celălalt aspect al dragostei, reliefat în pilda fecioarelor și nu numai, unde Domnul este văzut mirele. Și aici spune că trebuie să ne atragă iubirea, da? Și există versete foarte clare în privința aceasta. Spune Scriptura în a doua Timotei, capitolul 4, versetul 8, despre cei ce vor fi iubit venirea lui. Când iubești venirea cuiva? Când iubești pe acea persoană. De asemenea, scrie și în Iacov, la capitolul 1, versetul 12, că Dumnezeu va da cununa vieții celor ce îl iubesc. Numai să împletim corect aceste două atitudini
sub spectrul acestor două dimensiuni a relației lui Dumnezeu cu noi, mire și mireasă, stăpân și robi. Ambele ar trebui să ne motiveze să așteptăm, să fim gata. Pentru că, dragii mei, pentru mine este foarte clar. Adevărul acesta reiese într-un mod foarte evident când cercetăm Evanghelile acolo unde se scrie despre venirea Domnului. Și mai repet o dată, nu știe nimeni când vine Domnul, nici nu bănuiește. Dar dacă noi îl așteptăm în fiecare zi, în fiecare ceas, la fiecare strajă, ca pe un stăpân care oricum ne vede ce facem, dar atunci va veni să ne răsplătească, ca pe un mire care n-a anunțat în prealabil ziua anunții, Tatăl o face surpriză pentru mireasă. Dar o astfel de mireasă, care gândește ce onoare, ce favoruri urmează, nu se poate, dacă iubește, dacă este conștient, să nu-și dorească. Cred că sfinții ar trebui să fie, atât în postura de robi, cât și de mireasa a Domnului, într-o stare de a dori venirea Domnului. Asta este atitudine recomandată de Scripturi. Maranata, Domnul nostru vine. Vino, Doamne Iisuse. Nu când vii. E diferență. Când vii, un fel de întrebare speculativă. Vino, Doamne Iisuse, este întrebarea legitimă. În 2 Petru 3 scrie să grăbim venirea zilei Domnului. Nu cred eu că se poate modifica orarul acela. Dar cred că asta înseamnă în ceea ce ține de noi, să ne dorim să vină mai degrabă. Scriptura, pe ultima pagină, pe ultima coloană, are și următoarele cuvinte. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Cred că vino, Doamne Iisuse, este corespondentul lui, da, eu vin curând. Este o frumoasă cântare care zice, porumbițe de pe stâncă, eu chiar astăzi aș veni. Cu iubirea mea adâncă n-aș mai zăbovi eu încă, dacă gata tu ai fi. Dar nu suntem gata uneori noi, nu sunt gata alții de lângă noi și ar trebui să-i ajutăm. Ce frumos ar fi să putem cânta și cântarea Te așteptăm să vii, Iisuse, mai presus de al nostru dor. Ne amintim de a tale spuse când vedem pe cer vreun nor. Sau poate cum a fost în ultimele săptămâni secete, când vedem un nor, ne gândim la recoltă, când mergem la câmp și apoi trebuie să mergem la moară. Nu. Oare nu norul acesta ascunde pe Domnul? Seara când ne culcăm, să spunem, oare ne va trezi trâmbița Domnului sau soneria să mergem iar la lucru? Da, dar noi poate știm că mai trebuie să se întâmple una și alta. Știm ce știm și iată că nu știm. Dar cel puțin ar trebui să adormim cu gândul acesta, Doamne, dacă ai venit la noapte. Ce frumos ar fi, ce bine ar fi. A, poate unii vor spune, a, fratele Iosif acum este dus cu gândul cu sora Dena și de aceea vrea să ne forțeze și pe noi să plecăm parcă mai repede decât trebuie. Nu, nu. Tot mai multe evenimentele ne vorbesc și mesaje speciale din partea Duhului Sfânt. Vor să ne pună în gardă. Mi-amintesc de un vis ce l-a avut o soră prorociță. Cum că trebuia să ne apropiem de un aeroport, că vine Domnul cu avionul, nu doar avionul, Domnul cu avionul. Și trebuia nimeni să nu doarmă. Este o vreme în care se pierde direcția, se pierde vegherea.
că cea mai favorabilă atitudine în veghere este așteptarea. O așteptare nu obositoare, ci o așteptare din dragoste, când dorești. Pentru că este o diferență în a aștepta, ce miroase a plictiseală, și a aștepta, ce mai degrabă ar fi un sinonim, a dori să vină. Nu aștept să vină, dorești să vină. Îl rogi să vină, îl chemi. Cum zice în cântarea cântărilor, vino, sar peste munții care ne despart. Sau cum este cântarea din versurile fratelui Dors, treci peste ani viitori. Domnul încă se mai zăbovește? Da, dar noi îl dorim și îl așteptăm. Aș vrea acum să observăm de ce pentru unii ziua aceea va fi neașteptată, atât ca moment surpriză, cât și neașteptată și nedorită în ceea ce va urma după venirea Domnului. La robul acesta necredincios se observă câteva aspecte negative de care trebuie să ne ferim. Versetul 45. Dar dacă robul acela zice în inima lui, deci iată că în gândire, în inimă, e o problemă. Stăpânul meu zăbovește să vină. Nu rezultă clar din asta că nu dorește să vină? De ce nu și-a imaginat că vine mai repede? De ce și-a imaginat că vine mai târziu? Pentru că nu-și dorea asta. Și rezultă foarte clar că nu-și dorea din cele ce scrie în continuare. Citez. Dacă va începe să bată pe sluși și pe slușnice, asta înseamnă că n-are dragoste nici față de semeni. Asta înseamnă că din oficiu n-are dragoste nici pentru Dumnezeu. Cum să-i bată? E și rob la urmă, sunt rob toți. Se amână cu cel din pildă care a fost iertat de un vagon de bani și el n-a putut ierta de 2 bani în raport cu suma colosală ce-o datora el. Apoi, faptul că el își dorea să mănânce, să bea, chiar să se îmbete, rezultă că era un om firesc. Dar spuneți-mi, vă rog, așa, într-o analiză sinceră, că vorbim de ziua aceea în care totul va fi cu cărțile pe față, oare nu este adesea dorința mai degrabă pentru anumite festivități, cele zile onomastice, le tot condamn eu și unui nu mă cred? Sau și față de buibarea care poate fi la noi acasă, fără nicio zi specială, că unii nu neapărat sub acest aspect sunt vinovați, ci sub aspectul indiferenței față de Dumnezeu, față de semeni, prin trăirea față de sine doar, față de lume, sunt deschiși poftele trupului, începând cu îmbuibarea, beția și toate celelalte, îi stăpânesc. Da? De ce a ajuns robul acesta așa? Vreau să observăm un aspect pozitiv la celălalt rob, versetul 42. Stăpânul a pus de-a slujilor sale hrană la vremea potrivită. Dragii mei, în funcție de responsabilitățile ce le avem, ferice de noi dacă vom fi într-un orar sfânt, la ce mă refer? Dacă de dormit ne va găsi în pat, nu e o problemă, că e orarul de somn. Dacă ne va găsi la serviciu, nicio problemă. Se întrerupe totul, oricum nu mai ajungem la pensie din faza aceea, nici măcar la următorul salar. Dacă cineva e pe drum, nu e o problemă. Dar cum se face că în activitățile pământești
ne respectăm cât de cât orarul, iar în cele sfinte, care sunt primordiale, sunt eterne, suntem absenți, nu neapărat de la adunare, deși unii au absenții și la adunare. Poate acum, după pandemia asta, vom fi mai silitori și mai prezenți, nu știu, dar acasă, în cămăruța noastră, zilnic, ce facem? Ba mai mult, în timpul liber, ce facem? Pentru la vară, ce dorim? Să vină Domnul sau să mergem la mare? Ce dorim? Să vină Domnul sau să se ia campionatele sportive și alte activități? Care pentru unii sunt hobby. O, de-am avea un hobby sfânt. Și asta să ne marcheze întreaga ființă. După cum scriem Psalmul 1, zi și noapte. Da, ne ducem la serviciu, da, pe drum mai rumegăm un verset ca animalele acelea curate, nu? Sunt și acelea simboluri. Avem o copită despicată, facem selecție în felul în care pășim. Nu mai alergăm împreună cu ceilalți la același potop de desfrâu. Dragii mei, lăsați-mă să vă spun ce am pe suflet și să-mi fac datoria înaintea lui Dumnezeu, că nu vreau să fiu vinovat, vreau să vă dau hrană sănătoasă la vreme. Computerul, telefoanele, în baza internetului și a tot ceea ce s-a oferit pe acest palier păcătos, îi distruge pe mulți. Rețele de socializare, diferitele lucruri care pot fi vizionate, de la chestiuni mărunte, curiozități, chestiuni de ordin politic, chiar și cele de ordin tehnic, dacă nu ne sunt absolut necesare, sau istoric, sau geografic, numai dacă studiem în domeniu. Altfel, nu trebuie să aprofundăm noi, că vorba lui Solomon, doar nu o să devenim noi bine pregătiți în toate domeniile, să stăpânești și istoria, și geologia, și geografia, și astronautica, și toate, toate. Aeronautica sau astronomia. Le-am cumulat. Dragii mei, înțelegem bine ce vă spun. Uitați-vă într-o aerogară, de exemplu. Acolo stau oamenii mai mult să aștepte. Aproape toată lumea e pe telefon. De ce? Vor putea să spune că sunt întârziați, sunt e-mail-uri de trimis, sunt informații care trebuie să ne parvină la timp. Dar cum se face că vrem totul în timp real, dacă s-ar putea? Și pentru cele sfinte nu mai este timp. Niciodată nu au fost mai surmenați oamenii din punct de vedere a timpului ca acum, când tehnologia aceasta, care aparent se zice că ne scutește munca, ne simplifică anumite activități, nu mai facem o deplasare până la bancă, dăm o comandă de acasă, se face o virare de bani, se face o plată a unei facturi. Dar cum se face că n-a mai rămas timp? Se spune că un om într-o familie s-a rugat să-i rânde domnul bani să-și cumpere mașină de spălat rufe și a promis că atâta cât timp el cu soția, că o ajuta, aveau copii, spălau de mână sau cu Alba Lux din aia veche la care doar le învârtea și trebuiau clătite și stoarse așa mai departe. Și așa a făcut câteva zile. Și stai că atunci nu era toată gama de oferte ce este acum. Și apoi a spus, dar nu știu că n-am avut timp. Ba unii spun că s-au scurtat zilele, astronomii nu s-au scurtat. Numai că ne-au năpădit pe noi activități nenecesare și care nu numai că ne inundă, dar cei mai grav ne atrag inima, ne înclină în altă direcție și nu mai este
timp pentru cele sfinte și nu mai este dorința și iubirea pentru revenirea Domnului. Și în felul acesta, o spun cu durere, sunt conștient într-o anumită măsură, mulți vor rămâne jos. Ascultă-mă, lasă-i pe cei din jur dacă nu vor, desprinde-te din aceste activități. Pune orarul sfânt la loc de cinste. Și în felul acesta vei ajunge să-ți dorești să vină, Domnul, rugăciunea, cititul Bibliei, când ne aprofundăm în cartea asta care e atât de valoroasă, atât de interesantă, atât de sigură și este plină de făgăduințe divine. Când vom pune deoparte zile de post, zile pentru părtășii sfinte, că Domnul face proces verbal, scrie Maleahii 3, la fiecare întâlnire de-a noastră, unde sunt doi sau trei, El e prezent. Și îngerii notează, stenogramă. Da, dragii mei. Așadar, în mod deosebit mă adresez slujitorilor, părinților, celor ce au în subordine oameni mari sau mici. Haideți să ne facem datoria la vreme potrivită, că scrie în Psalmul 32 că cine se roagă la vreme potrivită și ape mari dacă se varsă pe el nu-l ating și vor veni ape mari acum la urmă. La vreme potrivită, spune Pavelul Timotei 2, Timotei 4, să cerceteze cuvântul, să stărui asupra lui. Acum e vremea potrivită, cum spune Pavel despre ceasul mântuirii la Corinteni, reluând profeții din Vechiul Testament. Așadar, ferici de cei ce așteaptă. Cum așteaptă? Nu pasiv, doar cu sufletul împăcat și cu ochii spre cer, ci foarte activ, în sensul de a sluji Domnului și după ce vine, continuăm slujirea la parametrii cerești, în sensul îndatoririi responsabilităților în raport cu ceilalți, ca să-i motivăm, să-i ajutăm, dorind din inimă să vină Domnul. Iar cei ce recunoașteți că sunteți prinși în activități firești, că nu înseamnă că să bați pe ceilalți, să-i bați efectiv cu bâta, ci să-i bați cu vorbe, vorbești pe seama unuia, altuia, de la politicieni până la frații de credință sau invers, să-ți dorești mâncare bună, post, nu, avere și îmbuibări sau îngrijorări, că ambele intră la urma urmei în aceeași gamă de distragere a atenției și de îndepărtare a pasiunilor sfinte. Să-L dorim pe Domnul într-un orar sfânt care să se suprapună peste orarul nostru pământesc. Și ce har va fi atunci să ne ia Domnul, fie de la rugăciune, fie din pat, că și dacă suntem noaptea cu rugăciune, ne-am culcat cu rugăciune, ne sculăm. Fie că ne ia acasă, ne găsește acasă venirea Domnului, cum scrie la Deuteronom 6 și 11, acasă suntem cu copiii în părtășie, fie că vine Domnul timp ce am plecat de acasă, numai cât le-am vorbit plecând de acasă. Și dacă ne întâlnește Domnul întorcându-ne spre casă, mergem cu toți acasă, cu cei de acasă. Oare sunt înțeles? Duhul Sfânt să vă facă să înțelegeți că Duhul și Mireasa zic vino. Să fim în acest ton al așteptării, în această stare de responsabilizare, pentru că orice moment poate fi ultimul, orice întâlnire cu un om poate fi fatală dacă nu-i valorificată sau o infinită realizare dacă noi ne-am făcut partea și omul respectiv a primit cuvântul. Oare conștientizăm ce îndatorire avem, ce menire,
noi de partea noastră să fim gata și pentru toți cei din jurul nostru să-i ajutăm să fie și ei gata, cu ochii spre cer, cu inima caldă, cu mâinile curate, pe plug sau împreunate pentru rugăciune, pregătiți să fim cu toții. Doamne, ajută-ne! Dă-ne harul acesta să-ți așteptăm cu drag venirea și după aceea să rămânem cu tine pentru eternitate. Amin.